Vești bune de la ADR Vest, drumul județean Orăștie Costești și drumul Regelui ce leagă stațiunea Vața de Jos cu localitatea Regală Săvârșin au primit undă verde pentru modernizare. Administratorul public al județului Hunedoara, Costel Avram, a participat ieri la reuniunea Comitetului de Monitorizare pentru Programul Regional Vest 2021-2027, care s-a desfășurat la Timișoara, apreciind că acest exercițiu financiar este unul extrem de benefic pentru dezvoltarea județului Hunedoara. Cu mare satisfacție vă anunț că în cadrul acestui for a fost aprobată finanțarea pentru proiectul de modernizare a drumului județean 705A Orăștie Costești, dar și pentru drumul Regelui, șosea care leagă stațiunea Vața de Jos de localitatea Regală Săvârșin. Apreciez în mod deosebit că în acest exercițiu financiar decizia a fost transferată de la nivel central la nivel regional. În acest sens, cred că profesionalismul directorului general al ADR Vest, Sorin Maxim, și al echipei sale, este un mare avantaj pe care îl avem cu toții în vederea implementării corecte a proiectelor de dezvoltare, a declarat Costel Avram, administratorul public al Consiliului Județean Hunedoara. Comitetul de monitorizare pentru programul regional Vest 2021-2027 este structura de tip partenerial, fără personalitate juridică, dar cu rol decizional strategic în procesul de implementare a programului regional Vest 2021-2027, ADR Vest fiind autoritate de management, instituită prin cadrul de reglementare care guvernează gestionarea fondurilor europene.